Apărătorii ai credinței creștine ortodoxe și ai neamului românesc în vremea regimului comunist ateu. Acesta a fost titlul conferinței desfășurată ieri în sala Senatului Universității Ovidius din Constanța, de Facultate de Teologie Sfântul Apostol Andrei. Despre această temă, dar și despre alte abuzuri din temnițele comuniste, le-a vorbit studenților profesorul Radu Ciuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului din România. Conferința a fost marcată și de prezența înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, dar și de un număr mare de studenți care au venit să asculte mărturiile celui ce între 1948 și 1963 a fost deținut politic, după ce a activat timp de 2 ani Mișcarea Națională de Rezistență Anticomunistă din Oltenia. Conferinței. Eu am vorbit ceea ce și-a propus biserica noastră pe anul acesta, anul mărturisitorilor, oamenii care au considerat că un regim ateu trebuie combătut, trebuie luptat împotriva sa, cu tot ce înseamnă mijloace, bineînțeles, permise de credința noastră și de o morală care de multe ori ne putea da semnale că am fost fie prea îngăduitor, fie prea, poate prea virtuoși în această luptă, în care au perit mii și mii de români, în care temnițele s-au umplut, au fost peste 300 de mii de deținuți politici și 150 de mii au avut parte de un regim carceral înfiorător pe care încetul cu încetul cei care sunt mai tineri și cei mai în vârstă ne aducem aminte de el. O temă care trebuie să fie nu doar dezbătută, înțeleasă și trăită și valorificată este cea de astăzi, apărători ai credinței creștino-ortodoxe și ai neamului românesc în perioada anilor 1945-1989. A fost o perioadă de suferință pentru biserică, pentru creștini, pentru intelectuali, pentru oamenii demni ai timpului aceluia. Și iată că a vorbi despre timpul acela nu este lesne oricui. Domnul profesor Radu Ciuceanu a reușit ca martor al acelor timpuri să aducă la iveală volume de înaltă ținută științifică și mărturisitoare în același timp ale acelor timpuri. Biserica întemnițată, cum este și un volum, în care trebuie să vedem pe oamenii care fără vină au ajuns acolo, pentru vina că slujeau biserica, poporul și țara, pentru că ei credeau și aveau un ideal. Iată ce vină care se aseamănă cu vina pusă asupra celui răstignit, Mântuitorul nostru, că El este împăratul iudeilor. În cadrul evenimentului a avut loc și lansarea volumului România 1945, Enciclopedia regimului comunist, Represiunea, volum 3, redactat de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și publicat de editura Academiei Române. Cartea este un proiect de amploare dezvoltat de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Este scoasă sub egida editurii Academiei și a Institutului nostru și dezvoltă, în primul rând, o analiză amplă a regimului totalitar, a fenomenului totalitar în România, a celor mai importante forme de rezistență antitotalitară și, de asemenea, o analiză a instituțiilor care se ocupau cu fenomenul represiunii în România. În același timp, cartea reprezintă și un fel de marcă de reprezentare a Institutului, pentru că îngemânează experiența de peste 24 de ani de activitate a Institutului nostru și, de asemenea, a dezvoltat, în baza acestui program de cercetare și a acestui volum, o structură națională de colaborare academică cu alte instituții, cu diferiți experți în domeniul istoriei regimului comunist.
Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie a Universității Ovidius din Constanța, alături de Centrul de Cercetări Științifice Interdisciplinare Dumitru Stăniloae, a Universității Valahia din Târgoviște. Bucuria noastră a fost că l-am avut alături de noi pe domnul profesor Radu Ciuceanu, doctor honoris causa al Universității Ovidius din Constanța în anul 2015, care a mărturisit pe viu ce a pățit biserica, ce au pățit slujitorii săi, ce au pățit românii în cei aproape 50 de ani de comunism ateu. A avut de trăit clipele acelor ani prin mărturisirile care au făcut nu numai domnul Radu Ciuceanu, dar și în preațitul Teodosie, conducătorii Universității Ovidius din Constanța și domnul profesor Claudiu Degeratu, membrul institutului care și el coorganizator, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului în România. Am avut bucuria să auzim, putem să-i spunem și bucurie că încă avem un supraviețuitor care ne spune cu mare demnitate ce s-a întâmplat în acei ani de tristă amintire, când biserica a fost instituția, putem spune, ultima instituție care a rămas de peste istorie, peste sute de ani în acel regim, în viață și a putut să reziste peste clipe grele, în aceste clipe grele, din 1945 până în 1989. Biserica Ortodoxă Română a fost o fortăreață care a apărat neamul și, bineînțeles, credința aceasta ortodoxă care menține vii în istoria popoarelor Europei de aproape 2000 de ani. În această dimineață, arhiepiscopul Tomisului a săvârșit o slujbă de pomenire la Mănăstirea Sfinții Romani, de la Galeșul, pentru cei care au pătimit la canalul Dunăre-Marea Neagră.